Pensiile până în 3.000 de lei ar putea să fie scutite de impozit, dar încă nu e nimic sigur. Vor fi discuții în coaliție, precizează premierul Ciucă. Tot el spune, citez, nu vreau să creez așteptări, noi am făcut calculele și am descoperit ce ar însemna în bani pentru un pensionar această măsură. Avem și calculele cu cât vor crește pensiile dacă nu vor mai fi impozitate cele până la 3.000 de lei. Avem aici exemple concrete. La o pensie care acum este 2.500 de lei, dacă nu se va mai aplica acest impozit de 10%, care se aplică acum pentru toate pensiile care depășesc 2.000 de lei, atunci un pensionar care are acum pensia de 2.500 de lei va lua o pensie de 2.550 de lei, deci în plus 50 de lei în fiecare lună. Mai avem un exemplu ce înseamnă neimpozitarea pensiei sub 3.000 de lei, la o pensie care acum, să presupunem, este 3.000 de lei. Dacă nu va mai fi impozitată, acest pensionar va avea parte de o creștere a pensiei cu 100 de lei în fiecare lună. Deci pensia lui va fi de 3.100 de lei în acest caz, iar la această pensie de 2.500 de lei, pensia va crește la 2.550 de lei.